Vreau câteva completări de ce în ședința de comisie nu au putut fi dezvoltate. Dacă se poate răspunde din partea personalului participant la câteva întrebări, dacă nu, pregătit un material pentru ședința viitoare. Această situație statistică 2010-2011, dacă o puteți compara cu realizările anilor precedenți sau anului școlar precedent. Unde ne situăm la nivel județean și la nivel național pentru fiecare instituție de învățământ? Ce obiective ne-am propus pentru anul școlar următor, 2011-2012? Și nu în ultimul rând, cu ce vă poate ajuta Consiliul Local pentru realizarea obiectivelor propuse? Mulțumesc! Mai este cineva? Dacă din directorul de școli sau cineva poate să-i răspundă domnului Armenianu în câteva cuvinte, ar fi important să știi. Bună ziua! Angela Maria, liceu-teoretic Paredan Câmpia Turzi. Această solicitare este prea rapidă deocamdată. O să aflăm unde ne situăm la nivelul județului și la nivel național după ședința de analiză de la Inspectoratul Școlar, care o să aibă loc în luna octombrie. Deocamdată, la nivelul municipiului Câmpia Turzi, aș spune că probabilitatea este bună. La pe nivelul gimnazial primar, gimnazial și liceal, iar la examen de bacalaureat, probabilitatea a fost postată și pe internet, în presă, o cunoașteți, liceu teoretic Paredan, are o probabilitate de 97,87%, aș spune că foarte bună. La nivel de țară, obiectivele ni le vom propune într-o ședință de analiză, de fapt, atunci le vom prezenta și Consiliului Profesoral și o să le afle și consilierii care vor face parte din Consiliul de Administrație a fiecărei școli. Iar, în rest, ce să vă spunem? Nevoi avem multe. Fiecare școală poate să spună propriile nevoi, dacă doriți, o să vă... În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru contribuția adusă la îmbunătățirea bazei didactico-materiale. Mă refer strict la liceu teoretic Pavel Dan, deoarece, după cum știți, a fost o situație deosebită la începutul anului trecut școlar, prin care noi am preluat și școala de pe Șarâț, iar Consiliul Local și Guvernul au sărit în ajutorul nostru, ne-au ajutat cu fonduri pentru a instala o nouă centrală termică la localul de pe Șarâț. S-a montat un sistem de supraveghere electronic și de alarmare electronic. De asemenea, aceasta de la Consiliul Local, anul trecut, deci septembrie-decembrie, a fost într-adevăr un efort spre sfârșit de anul deosebit. Iar din partea Guvernului, cu o sumă de bani, s-au instalat, s-au schimbat geamurile cu geamuri termopan la o parte, de la toate sălile de clasă unde sunt elevi. De asemenea, cu suma care ne-ați alocat la noi a fost 90.000 de lei, ne-am străduit să facem ceea ce a fost urgență la cele trei localuri de la liceu teoretic Pavel Dan. Nevoi sunt foarte multe, mai ales la funcționalitate, pentru că ați văzut cu toții, urmează o perioadă, o săptămână, nu aceasta, cea care urmează, o săptămână de foc pentru elevii noștri. Vor primi foarte multe teste în cursul unei săptămâni de școală și asta înseamnă foarte multă hârtie, foarte mult tonă și foarte multă muncă din partea dascălilor de potrivă. Solicitări deosebite, acum nu v-aș putea spune că nu ne-am gândit ne fiind de ordinea de zi. Dacă colegii mai doresc să spună... Mi-ați făcut, doamna directoare, da. L-ați făcut în iunie, nu le-ați făcut, ați făcut atunci o listă cu necesitățile pe da. Am făcut. Nu mai are rost acum. Acum să vă spunem pe de rost. Acum doar da. Că, dacă din aceste cerințe, ce s-a realizat și cum v-a ajutat? Asta aveți auzit. Da, ok. Sumele alocate pentru anul acesta au fost cheltuite în între
întregime. Chiar ieri am avut o recepție noi la lucrările de la localul de pe strada Gheorghe la zgradită de pe Șarâd. La lucrările de la localul central au fost undeva în cursul verii, s-au realizat, sumele s-au cheltuit în totalitate. Mulțumesc. Statistic față de anul precedent școlar? Statistic față de anul trecut școlar, probabilitatea la învățământul primar a crescut cu un procent foarte mic, la gimnaziu și la liceu a scăzut. Nu, la liceu a crescut că avem un singur repetent, iar la gimnaziu a scăzut, dar eu v-am și scris acolo în material. Copiii neșcolarizați sunt tot copiii de la localul de pe strada Gheorghe Lazăr, pe care n-au promovat deja 4 ani de zile și au fost duși în fiecare an mai departe pe listele școlii și bineînțeles că aceștia au mărit numărul de neșcolarizați. Dar totuși ne situăm după examenul de admitere și bacalaureat pe locul 7 pe județ. Unde este bine. Rămâne să decideți dumneavoastră dacă considerați altceva. Mulțumesc! Trecem la punctul de vedere. Doamna Boso dorește să spună ceva. Da. Bună ziua! Paula Bozdog, director la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu. Vreau să fac puțin referire la rezultatele Colegiului Tehnic Victor Ungureanu de la bacalaureat. Procentul este mai mic, simțitor mai mic, 44,7%, dar dacă e să facem o comparație cu celelalte colegii tehnice din județul Cluj, suntem, dacă nu primii, printre primele colegii tehnice. Noi școlarizăm elevi de toate categoriile, jumătate dintre cei care s-au prezentat la bacalaureat erau, de fapt, dintre cei care nu și-au luat capacitatea la momentul în care au fost la clasa 8-a. Este acea numită rută progresivă, fostele școli profesionale care acum s-au desființat. Deci, dacă am fi avut, într-adevăr, numai clase de liceu, procentul cu siguranță ar fi fost mult mai ridicat. În ceea ce privește realizările vis-a-vis de fondurile alocate, cele care ne-au fost alocate de la început, de la buget, respectiv din luna martie, au fost deja și ele cheltuite, s-au schimbat geamuri termopan și la noi o parte, clădirea este foarte mare și cât am reușit, a fost reabilitat cabinetul medical în totalitate și chiar refăcut în totalitate cabinetul medical de la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu. De asemenea, am lucrat pe instalația electrică și am schimbat toate tablourile electrice care erau vechi în colegiu. Iar acum este publicat pe SEAP pentru finanțarea care am primit-o în cursul lunii septembrie, să realizăm un nou amfiteatru la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu. Este cea de-a doua publicare, pentru că prima dată n-am avut niciun ofertant pentru această lucrare. Dacă mai aveți dumneavoastră întrebări. Mulțumesc! Pentru domnul Intefeci, domnul Răvan. Da. Aș dori, mulțumesc, nu, acest consilierilor, aș dori să informez că banii pe care dânsii i-au alocat unităților din învățământ, din municipiul Copia Turzii, au fost cheltuiți cu profesionalism și rațiune, ceea ce a finalizat la faptul că toate unitățile de învățământ ale municipiului, începând de la licee și terminând cu grădinițele pe care le avem, au obținut autorizație de funcționare, este, cred că, un unicat în județul Cluj. Deci, înseamnă că actualii administratori ale unităților de învățământ au lucrat cu profesionalism, au colaborat bine cu serviciul nostru de investiții și am ajuns la un final de acest gen. Pentru dumneavoastră, ca director din instituțiile de învățământ, vă anunț că săptămâna viitoare un colectiv din cadrul Serviciului de Investiții va verifica toate unitățile de învățământ și vom efectua ultimele retușuri de final de an vis-a-vis lucrările care se mai impun a fi executate. Ne vedem săptămâna viitoare. Dacă nu mai sunt intervenții, mai sunt colegi. Amintitoare ca avem școala Bunatelor Romii, adică direct. Am să fiu foarte scurtă și concisă. Probabilitate puțin peste 97%.
lucrări realizate peste vară, vă asigur că fondurile au fost cheltuite cu responsabilitate. Am reparații interioare, vopsitorie lavabilă în toate serile de clasă și reparații și vopsitorie în perete exterior, care era foarte deteriorat și era o urgență maximă pentru școală. Ca obiective pentru acest an, am reușit să venim cu toți copiii într-un singur schimb. Am făcut ceva eforturi pentru mobilier, dar e un lucru bun pentru copii. Ne dorim rezultate școlare dintre cele mai bune. În primul rând, să avem pe copii la școală. Anul trecut, tot un rezultat este pentru noi. Am reușit să împiedic situația școlară a tuturor elevilor, mai puțin o elevă, deși am avut sprijinul și intervenția Serviciului de Asistență Socială, nu am reușit să-i finalizăm situația școlară. Alternative educaționale pe care să le derulăm în școală pentru elevi, alternative care să-i atragă în mediul școlar, să le crească stima de sine, să-i valorizeze după potențialul lor, absenteism scăzut, dacă avem o școală cu siguranță și rezultatele vor fi mai bune, menținerea unui mediu sigur, un mediu sigur, siguranță în perimetrul școlar și la asta lucrăm acum. Știți că curtea școlii noastre este destul de expusă în cartier, să spunem așa, sunt 3-4 intrări, copiii circulă, chiar și adulții circulă, deși închidem curtea școlii, tot mai avem pasageri, trecători, persoane străine, fie sargardul, fie alte situații pe care nu ni le dorim. Copiii sunt în grija noastră până la ora 14-15, acum cu proiectele educaționale care le derulăm în școală și care sunt și acestea considerate un progres școlar pentru noi și vrem să-i știm în siguranță. Nevoi. Rezolvarea unei părți din canalizare. Avem o baie care nu funcționează în școală și e destul de greu gândindu-ne că pe acel parter sunt 6-7 clase. Și remedierea panourilor electrice. Am făcut în acest sens o solicitare. Mulțumesc. Va bine, da. Aș avea și o întrebare. Având în vedere că întotdeauna Consiliul Local și Primăria Chindia Tuzii au încercat să satisfacă nevoile dumneavoastră financiare, bineînțeles în limita posibilităților, aș avea o întrebare către dumneavoastră, conducătorii de instituții școlare. Dacă aveți o evidență a activităților extracurriculare, activități care să se reflecte în viața socială și culturală a municipiului Chindia Tuzii, pentru că este un lucru foarte important, având în vedere că există anumite riscuri la care sunt expuși tinerii care practică învățământul. Și aici mă refer încă o dată la consumul de droguri. Dar știți foarte bine că și anul trecut, în momentul când a existat raportul din partea școlilor, la un moment dat, chiar după, a fost o problemă chiar foarte mare din acest punct de vedere. Deci, dacă aveți evidența acestor activități, dacă sunt în creștere și care sunt grupurile de risc sau factorii care vă împiedică să le puneți în practică. Vă mulțumesc. Dacă sunt. Ocana Popescu, directorul școlii. Din punct de vedere al școlii Avram Iancu, noi avem o evidență activităților educative, inclusiv cele anti-fumat, anti-drog, anti-alcool și sunt convinsă că și colegii de la celelalte școli le au. Astfel de activități se fac, sunt proiecte cât la nivelul școlilor, cât și la nivel de inspectorat școlar și de minister. În ceea ce privește școala Avram Iancu, nu am avut cazuri deosebite, de fapt nu am avut cazuri de consum de drog, de alcool, de țigări, cel puțin în incinta școlii. Acum, din punct de vedere al țigărilor, al tutunului, probabil că există în afara școlii. Avantajul nostru este faptul că școala este mică, este împrejmuită, copiii nu pot părăsi curtea școlii și atunci nu există riscuri foarte mari nici să fugă de la ore, nici să practice diverse activități mai puțin dorite. Da. Am uitat ceva, zic eu, destul de important. Să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru sprijin Consiliului Local, dar și partenerilor educaționali din comunitate, care ori de câte ori am avut nevoie, au fost alături de noi. Da.
Marian spune că au avut un proiect antidrog, liceul Pavel Dan, și au primit locul 2 pe țară. Astfel de proiecte mai mult se fac la nivel de licee, pentru că se presupune că la școlile generale nu există un risc atât de mare. Eu aș vrea să vă mulțumesc tuturor consilierilor pentru sprijinul acordat ori de câte ori am avut nevoie, atât în ceea ce privește banii de reparații, cât și finanțarea activităților educative. Întotdeauna am găsit sprijin la oricare dintre consilieri, atât Comisia de Cultură, cât și domnul consilier care este, domnul Nemeti, reprezentat în Consiliul de Administrație a Școlii. De asemenea, domnul Nemeti este prezent aproape la toate ședințele de Consiliul de Administrație. Știu că asta este o problemă, că unii domni nu pot participa. O problemă a școlii noastre, aș zice, sunt câțiva elevi romi, dar nu acei romi cu probleme financiare, ci ceilalți care stau în case foarte frumoase și care refuză să vină la școală. Avem 4 astfel de elevi a căror părinți refuză efectiv să-i trimită la școală. Ne-a ajutat asistența socială, ne-a ajutat poliția, dar rezultatele sunt negative. Dacă, nu știu, se poate face ceva la nivel de primărie, de consiliu local, să se ia niște măsuri, se ia niște măsuri împotriva părinților, nu știu dacă se poate și dacă este legal din punctul dumneavoastră de vedere. Pentru că ne trezim cu niște elevi neșcolarizați și nu cred că ar fi bine. Procentul de promovare este și anul trecut și în acest an 98%. Doamna Maria, legat de întrebarea pe care ne-a pus-o domnul Popa, aș vrea să vă spun că mai ales liceele, dar și școlile generale deopotrivă, au elevi implicați în foarte multe activități extracurriculare, foarte bine organizate, în proiecte educative, proiecte care de obicei se finalizează unele și cu concursuri și nu cred că e cazul acum să mai vă amintesc o dată lista proiectelor la care elevii școlii noastre au fost participați pe parcursul anului școlar. Deci ne străduim ca să implicăm pe elevi în timpul liber în foarte multe activități, tocmai pentru a-i feri de alte lucruri. Nu avem suficient timp pentru a accesa atâtea proiecte cât ar trebui. Atât noi nu avem timp nici elevii, pentru că trebuie să și învețe. Dar la nivelul municipiului Câmpia Turzii s-au derulat foarte multe proiecte cu elevii, în cele 2 licee și, cred, și în școli generale. Iar legat de aducerea elevilor rom la școală, dumneavoastră știți că la localul de pe Șarât, la liceul teoretic Pavel Dan, împreună cu APIS-ul, parteneri, iar primăria municipiului Câmpia Turzii este partenerul principal al Fundației APIS, se derulează proiectul Closer to School, care pe parcursul a 4 zile din săptămână, elevii romi sunt ținuți în continuare 3 ore la școală pentru a desfășura activități de remediere școlară, a-i ajuta să învețe la disciplinele română, matematică, științe. Școala se străduiește să ajute elevii și să implice în cât mai multe activități, atât de remediere, cât și activități extrașcolare. Mulțumesc! Dacă nu mai este cineva să intervine, mulțumim domnilor directoare pentru punerea făcută și informația frumoasă care am prezentat-o și trecem la